Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi sunt în Ghimbav, lângă Brașov, pentru a verifica o mașină care mie îmi place. Uite, fix asta este mașina. Este vorba despre o Skoda Superb din 2016, 155.000 de kilometri, cu 280... Nu, are 150 de cai, este manuală și este 4x4, nivel de echipare Laurin and Clement. Mie îmi place mașina asta, o să vă arăt ce va aduce dacă dați 15.500 de euro, pentru că atât costă mașina asta. De obicei vă spun prețul la final, dar acum m-am gândit, hai să schimb puțin ca să știți din start, bă, dacă să vă uitați sau să nu vă uitați. O să vă arăt ce revopsire are, la toată chestia astea. Și în cazul în care nu știți, noi mergem și verificăm mașini, în principiu cam oriunde în România, așa că puteți să ne deveniți clienți, ne trimiteți, luați legătura cu noi, ne trimiteți mașina pe care o vreți a fi verificată și noi mergem să o verificăm, apoi voi primiți un raport. Ce vedeți voi aici pe YouTube este o foarte mică parte din ce facem noi în mod real. Bine, dar până una alta, haideți să dăm drumul la episod. Dragilor, asta este mașina Skoda Superb 4X4. Măi, mie îmi place Skoda asta Superb. Este o mașină balenoasă, în sensul în care este mare. Dar îmi place cumva, nu știu, are o linie frumoasă. Nu, n-am ce să zic. Îmi place ideea de Skoda Superb. Îmi plac farurile. Sunt un mic fan Skoda Superb. Dar îmi place o altă motorizare, cea de 280 de cai. Mie mi se pare că mașina asta arată bine cam din toate unghiurile. Îmi place în special parbrizul ăsta, care are o tentă, nu știu, se schimbă parcă puțin culoarea. Parbrizul a fost schimbat, este un parbriz din 2019. Bun, care vopsiri? Avem un strat uniform de vopsea pe toată mașina, mai puțin pe ușa asta, unde avem un strat mai mic de vopsea. De obicei, asta înseamnă că ușa a fost înlocuită sau un element care are un strat mai mic de vopsea a fost înlocuit. Acesta este și cazul aici. Deci avem ușa asta înlocuită, iar pe celelalte componente, asta și asta, avem și ceva kit. Kit un pic în partea asta și în partea, cam în partea asta, așa. Totodată bara spate a fost înlocuită. M-am băgat mai devreme, mi-am murdărit gecile și pantalonii. Să mă bag pe dedesubt să văd și să introduc telefonul un pic în spatele spoilerului spate, să văd dacă armătura a fost înlocuită sau s-a întâmplat ceva. Cred că a fost ceva superficial, așa că mi se pare super, super în ordine. Pe partea de anvelope, avem anvelope DOT 2019, discurile de frână sunt uzate, nu se vede aici, oricum au un cant acolo deja destul de pronunțat, dar plăcuțele sunt destul de bune și cred că la următorul schimb de plăcuțe ar trebui înlocuite și discurile și plăcuțele se înlocuiesc deodată. Foarte des am găsit la mașini discuri uzate, dar plăcuțe bune și atunci asta te bagă într-o dilemă în care efectiv nu știi să decizi, bă, să schimbi discurile și plăcuțele bune, deci pierzi plăcuțele, sau mergi cu discuri super uzate până cheltuiești practic plăcuțele respective. Eu am preferat de obicei să spun oamenilor care sunt variantele și să le recomand să schimbe și discurile, să nu meargă cu discuri de frână uzate, pentru că acelea se pot supraîncălzi, se pot rupe mai ușor, se pot fisura, poți avea o grămadă de alte probleme. Pe spate avem tot așa anvelope în stare foarte, foarte bună. Discurile de frână au, vedeți acolo, cred că se văd, o rugină, dar pare rugină superficială. De fapt, pare puțin la limită, dar plăcuțele sunt un pic mai vechi și să zic că sunt pe la jumătate plăcuțele. Dar avem cauciucuri bune, plus că sunt Dunlop. Da. Mi se pare că Dunlopurile stau foarte bine pe șosea, dar te și încurajează la un condus sportiv. Așa. Hai să ne uităm la motor. Acum sunt în etapa în care deja
Deja am verificat mașina, am avut niște mănuși, dar... 2 litri TDI, un motor foarte fiabil. De fapt, eu îl consider singurul motor fiabil din grupul VAG. Toate celelalte motorizări nu sunt la fel de fiabile. Acum, la momentul în care eu filmez episodul ăsta, aprilie 2021, Volkswagen deja nu mai are în gamă la mașinile noi motorul de 1.6 diesel. Deci doar ăsta este disponibil. Așa. Cam așa arată motorul. Ați mai văzut motorul ăsta în diferite ipostaze. Am zis că fac un episod despre el, dar n-am mai apucat, dar o să fac. În principiu, injectoarele arată bine, o-ringurile nu sunt, nu știu, îmbibate de ulei. Turbina arată bine, m-am uitat și pe dedesubt și în spate. Arată foarte bine. Trebuie schimbat lichidul de frână. Nu mai am chef să-l desfac acum. Oricum, lichidul de frână arată prost, este și sub nivel și probabil nu a fost schimbat niciodată. Bateria este în stare bună, chiar dacă mașina nu a mai pornit de mult timp. Iar antigelul ăsta arată bine. Avem aici și o chestie de la o revizie. Zice că următoarea este la 172.000 în 2022. Deci ăsta îl schimbă, oamenii schimbă uleiul la 2 ani. Cu nu știu ce ulei ăsta. Shell, Helix Motor Oil. Eu l-am schimbat, dar uleiul arată bine, dar nu aș merge mai mult de un an cu el pentru siguranță. Mi-au zis oamenii că scârție cureaua de transmisie, la mine n-a scârțit și motorul era rece când am pornit mașina. Deci, mie mi se pare ăsta un motor ok, merge bine. Aș fi vrut ca pe 4x4 să aibă 190 de cai. 150 de cai e puțin pentru 4x4 și mașina asta. Așa mi se pare mine. Nu-mi place, adică e un pic lent. Aș vrea să o simt puțin mai hai să mergem. Hai să ajungem la interior, că dacă toți zicem că hai să mergem. Cameră spate. De asta, cum îi zice, stai acolo. Buton pentru high-on. Și aici este un spațiu efectiv enorm. Chestia asta a căzut. Nu știu de ce a căzut. Nu știu cum vin puse chestiile astea. Dar ce drept? Asta nu mai stă bine aici. Cam joacă. Aici avem și roată de rezervă, adică pur și simplu spațiul în Skoda Superb este huge, este enorm. Dacă ai chestii de dus, este super, super, super. În spate, mașina asta arată bine. Avem bancheta spate încălzită individual. Locul ăsta nu este încălzit. Dotări Laurin și Clement. Și haideți să ne uităm în față. Așa. În primul rând trebuie să vă spun că în Skoda asta Superb, chiar și cu dotori Laurin and Clement, nu te simți prea upmarket, prea level up, prea interesant. Este tot o Skoda, este o Skoda Superb, este un pic mai mult spațiu, dar display-ul ăsta este la fel ca la multe Skode, ăsta nu mai are AdBlue, ai radio, boxer se aud super, are moduri de condus, poți să mergi în sport, are navigație, ce mai are, Bluetooth am zis, are parcare automată, așa, are senzor de parcare și cameră spate, SP așa, de astea pam pam, are pilot automat adaptiv, așa, bun, ce mai are, și are o chestie interesantă, uite, îmi place treaba asta de aici, pac, și poți să bagi și o pungă acolo. Eu am o problemă. Unde ții gunoiul în mașină? Eu conduc mult, dar unde ții gunoiul în mașină? No. Așa, ce mai are mașina asta? Haideți să vă arăt ce mai are. Uite, frate. Uite-mă Mazda, mă. Uite-mă scaune de 154.000 de kilometri. Uite-mă mașină din 2016. Bă, asta nu e pregătită.
pielea arată foarte bine. Adică Skoda mi se pare că a făcut o treabă extraordinară, excelentă. Scaune cu memoria, să vedem cine a stat aici. A stat o persoană mai mică. Așa. Și a fost un singur șofer, se pare. Ăstea de aici, ăstea nu sunt setate. Asta, dacă nu sunt setate, nu înseamnă... E doar o deducție așa, cumva. Dar... Fraților, eu zic să dăm o tură cu mașina și apoi să tragem o concluzie. Ah, sper că mai are și baterie. Da, din părți, mai are puțin. Și de ce mai are GoPro-ul meu puțină baterie? Pentru că nu l-am pus la încărcat. Interesantă culoarea aia. Acum sunt pe drumul ăsta, dar fără numere. De fapt, știi ce fac mai bine? Uite, asta o să fac eu mai bine. Și intru până aici. Iar aici întorc. Skoda Superb 4x4. Așa de mult schimbătorul. S-au vărsat toate în spate. E, mi se pare că merge bine, accelerează bine. Mă enervează că trebuie să dau așa mult din volan. În principiu doar asta o să fac, pentru că nu am altceva pe unde să merg. Mișcă de pe loc și cu a cincea. Mai dau câteva ture și apoi o duc înapoi. Între timp pentru voi, sărim direct la concluzie. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi, de episod cu mașina potrivită. Acum, mașina asta nu este perfectă. Mai trebuie făcute mici cheltuieli cu ea. Dacă aș ține-o mai mult, a schimbat discurile de frână. Trebuie completat AdBlue și la mașinile astea trebuie și verificată instalația de AdBlue, injectorul de AdBlue. Acum pe tester mie nu mi-a dat nimic, dar mi se pare că ar fi trebuit să nu se neglijeze. Chestia asta cu AdBlue este destul de sensibilă și multe mașini pot da diferite erori. Încălzirea funcționează, totul funcționează, parbrizul funcționează. Dar ce nu funcționează, nu funcționează încălzirea auxiliară. Mi-a dat și o eroare pe tester,
Trebuie să ajung la birou să văd exact despre ce este vorba și să văd dacă este vreo remediere ușoară, altfel trebuie făcută o investigație puțin mai mare. Acum, treaba este că vine vara, iarna a trecut, dar opțiunea asta este importantă, mai ales dacă vrei să mergi cu mașina iarăși și vrei să o găsești încălzită. Mi se pare normal să-ți meargă toate chestiile pe mașină. Prețul este de 15.500 de euro. Anunțul arată bine, nu este nicio exagerare în anunț. Omul a scris chiar, mașina are 154 nu știu cât și el a pus direct 155.000, deci mai mult. Este 2016, este 4x4, merge bine. Nu v-am arătat mașina pe dedesubt. Bă băiatule, ia auzi mă, cum să fac așa ceva? Păi tocmai eu. Să nu vedeți voi mașina pe dedesubt. Ia uitați-o. Uitați-o cum arată. În spate, adică acolo e și diferențialul. Dar nu se vede. Uitați-l. De ce e patru? Nu v-am arătat-o pe dedesubt, dar nici n-a zis ceva. Bun, 15.500 de euro. Ați dat 15.500 de euro pe mașina asta? Eu parcă n-aș da. De ce n-aș da? Nu are suficient de multă putere. Aș vrea mai multă putere și cred că de asta n-aș da. Dar aș da mai mulți bani pe una cu 190 de cai sau una de 2 litri 280 de cai. Așa ceva chiar merită și chiar e o mașină faină. Cam asta este părerea mea despre această mașină. Ce spuneți voi? Sunteți de acord cu mine? Nu sunteți de acord cu mine? Credeți că greșesc? Nu greșesc? V-ați luat așa ceva? Sau aveți o astfel de mașină? Vă place cum merge? Combinația asta 150 de cai manuală 4x4 este o combinație mai rară, ce-i drept. Dar dacă mergi mult iarna sau prin zone unde ai un acces mai dificil sau șosele mai proaste, mi se pare o idee foarte bună. Bun, asta a fost episodul de astăzi. Dragilor, până data viitoare, mulțumesc că ne sunteți clienți, mulțumesc că ne sunteți subscriber și mulțumesc că vă uitați la clipurile cu mașina potrivită. V-am salutat! Pa, pa!